Deci lucrez doar cu acel milimetru din vârf. Încep întotdeauna tăierea mea de unde m-am oprit. Vedeți, aici este zona unde m-am oprit. De acolo fixez lama și de acolo voi merge în continuare să tai. Dacă lama mea este fixată, da, eu dacă nu văd acest cârnaț în față, nu văd nici zona unde m-am oprit. Da, el poate fi undeva peste foarfece și vă încurcă, de aceea trebuie să-l trageți întotdeauna. Dacă nu continui cu lama de unde m-am oprit, ci continui, nu știu, undeva de aici, da, practic voi avea această tăietură și aici îmi rămâne acest franjur, vedeți, la cuticulă. Și astfel vă rămâne cuticula neuniformă, rămân acei franjuri, acele zone de nivelare, undeva intrați mai mult, undeva mai puțin și cuticula rămâne respirată, nu rămâne acel fald continuu. Nu vă grăbiți să tăiați. Ați văzut, am poziționat foarfecele, nu văd lama de jos, este ascunsă sub fald, mă împing ușor în faldul meu proximal, mă sprijin. Lama de jos, vedeți, este paralelă cu unghia. Mai există o greșeală când nu se ține foarfecele corect, se ține în sus. Și vârful depune presiune mare în zona lunului, care iarăși ne aducem aminte, este moale, flexibilă, împingem, străpungem, rănim. Revenim. Am fixat foarfecele, lama de jos lipită de unghie, toată lama foarfecelui perpendiculară pe fald. Mă uit să am doar acești 2 mm, da? Doar cu aceștia lucrez. Mă uit să încep exact de unde m-am oprit. Verific vârful meu de la foarfece că este pe această graniță. Dacă vârful meu este o idee mai sus îndreptat, așa, da, sunt suficiente 2 grade. Uitați-vă cum trebuie să schimbe curbura de la foarfece. Puțin. Și deja vârful meu este pe fald. Acolo voi răni. Maxim ce pot să fac este vârful să fie îndreptat aici. Da, vedeți? Așa. Și după aceea revin cu mișcarea și iarăși aici. Revin deasupra și este aici. Revin și este aici. Da? Vă alegeți ce vă place vouă ca tehnică. Și de-abia acum am strâns foarfecele, vedeți că este fixată cuticula mea. Adică eu acum dacă tai, nu mai există riscul să se miște foarfecele. Dar dacă încercați să tăiați cu foarfecele deschis, lama de jos este aici, lama de sus undeva aici. Până uniți voi lamele, gata, el se mișcă și nu se mai știe unde tăiem. Mergem curbat, pași mici, ați văzut, până ieșim din zona sinusului. Și la ultima mișcare, foarfecele meu este aici, undeva în afară, da? Adică în afară, în aer, chiar dacă am desenat pe fal, dar practic este în sus, pentru că zona cuticulei este aici. Pe falduri să știți că nu este chiar perpendicular, pe mijloc el este perpendicular pe fald, aici cuticula este un pic peste fald. Haideți să vedem o cuticulă tăiată greșit. Ce putem observa în imagine? În primul rând că pașii noștri nu au fost mici. Da? Se pot vedea planuri foarte mari după cum a fost ținută lama. Da? Aici s-a intrat plan. Deci deja e roșu. Riscam să intrăm sub în sinus prea mult. Încă o dată, pașii mari dacă îi facem, nu vom obține acea linie curbată, frumoasă, în zona cuticulei, ci vom obține niște planuri drepte, niște striații. De la cele striații, când se regenerează cuticula, vor crește întotdeauna franjuri. Haideți să vedem altă greșeală pe care am făcut-o aici. Nu am continuat de unde m-am oprit. De exemplu, aici s-a oprit aici foarfecele, îl vedeți, și a continuat tăietura undeva mai de sus. Aici a rămas un franjur. Aici a fost vârful îndreptat prea spre fald, da? Undeva s-a îndepărtat mai mult, undeva mai puțin. Aici, zona aceasta albicioasă, nu a fost presiune în zona faldului și nu s-a apucat toată cuticula, au rămas zone neîndepărtate. Aici, la fel, a rămas un franjur, nu s-a continuat mișcarea de unde s-a oprit și nu s-a apăsat tot așa spre fald. Aici s-a apăsat un pic cam mult. Din poză zic eu că este cam întunecat, da? Deja se vede ceva roșu, asta înseamnă că sunt capilarele aproape. Se vede. Ce înseamnă cuticulă ideală și una nu.
Oricum, la cât de uscată este cuticula, neapărat va trebui să fie șlefuită. Despre șlefuire o să mai vorbim. Aici, care este greșeala? Vedem că în sinus s-a intrat bine, aici poate cu freză n-a fost curățat, dar în rest, cu foarfecele, aici s-a curățat, aici foarte puțin nu s-a ajuns și aici deja am, dați ce, bucată mare de cuticulă și aici iarăși o bucată mare și deja în sinus nu este până la capăt. Când te uiți de deasupra, nu-ți dai seama care este greșeala. Da? Poate fi că într-adevăr nu este dexteritate, este făcută la un curs, sau ne urmărim ce ar mai putea fi. Și dacă verific eu sub zona cuticulei, ce observ? Că aici am spațiu, văd umbră, bine că aici mai trebuia curățată un pic placa ungheală, dar umbra am, adică chiar dacă placa ungheală nu-i curățată, foarfecele mi-a intrat acolo, nu voi putea aplica culoarea, dar tăitura pot să o fac. Aici, dacă vă uitați, am umbră, iarăși am buzunar, pe mijloc, în schimb, dacă vă uitați, uitați ce zonă lipită am aici. Eu dacă am această zonă lipită, mie nu-mi intră foarfecele, da? După cum am vorbit în teorie. Când nu-mi intră foarfecele pe mijloc, am această surpriză aici, da? Adică zona aceasta eu nu pot tăia, vedeți aici. Aici a încercat un pic să vină de deasupra, dar cuticula nu poate fi tăiată uniform. Deci este important, chiar și după ce ați lucrat cu flacăra, verificați-vă încă o dată cu pusherul. Riscați să aveți o cuticulă, nu știu, foarte mare, da? Și nu vedeți în adâncime. Intrați cu pusherul, ați văzut adâncimea, continuați deja să tăiați.